Slavis să fie Domnul. Amen. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Preubis frași, scumpe surori, dragi musafiri care astăzi ne-a spășit pragul Bisericii noastre și tuturor celor care suntem în prezența lui Dumnezeu, împreună aducem mulțumire și recunoștință Domnului pentru toate binecuvântările, pentru dragostea care își arată față de noi prin faptul că El își împlinește de fiecare dată făgăduința față de noi, care a spus așa, iată eu rămân cu voi până la sfârșitul veacurilor și cealaltă făgăduință dulce de la Evanghelia Sfântului Matei, iată, cum spune Domnul, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul vostru. Nu-l putem vedea cu ochii trupului, că încă este atât alut pe noi, atât afire, fire, Atâta păcat care ne frământă, dar îl putem simți cu inima. Dumnezeu vorbește inimii. De aceea zice înțeleptul Solomon: Fiule, dă-mi astăzi inima ta ca să găsească ochii tăi plăcere în legea mea. Dumnezeu vrea să se adreseze inimii noastre. Mintea noastră are multe sertare. Mintea noastră, câte idei trec prin ea, ca pe o autostradă, câte mașini trec pe acolo, câte tiruri, câte și câte trec pe acolo și totuși Dumnezeu nu vrea mintea noastră, ci vrea inima noastră. De aceea pe Domnul să-L primim cu inima, căci dacă nu ne deschidem, cum spune fratele Traian, deschide-te înspre Domnul ca mugurul spre soare, atunci cuvântul lui Dumnezeu nu poate pătrunde la noi. Cuvântul lui Dumnezeu care este o putere extraordinară, Căci cuvântul însuși cine este? Însuși Domnul Isus. El este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, ca să ajungă cuvântul lui Dumnezeu la inima noastră, mergem la a doua Corinteni, capitolul 6. De aceea, fraților, zice, lărgiți-vă inimile. Dar ce există inimi strânte? Oho! Știți cum zice cuvântul lui Dumnezeu? Niciunul dintre voi în evrei, capitolul 3, să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu cel viu avem așa în pieptul nostru, purtăm această sursă numită inima și nu neapărat partea uh, carnală, să spun așa, partea fizică, ci partea care ține de partea simțitoare a noastră, inima noastră, care e atât de înșelătoare. Inima omului, spune, se nespus de înșelătoare. Inima noastră ne poate duce, de multe ori, în niște zone în care niciodată n-am dorit să ajungem și totuși ne tărăște acolo. De aceea zice, păzește mai mult decât orice inima, Căci din ea, zice neclesiastul ies cine? Izvoarele vieții, din inimă. Să fim foarte atenți cu ce fel de inimă ne apropiem de Domnul. Că atunci când ne apropiem de Domnul și de Cuvântul Lui cu o inimă curată, de aceea Psalmistul spune, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și duc drept în cele din lăuntru ale mele. Cu o inimă curată când te apropii, adică să n-ai nimic, să vii înaintea Lui Dumnezeu dezolant de sincer, să n-ai niciun fel de gând, niciun fel de ascunziș, Niciun fel de, de aceea spune, s-a vorbit despre dragoste, spune în roman, dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Ce înseamnă dragoste prefăcută? Când iubești pe cineva pentru un interes, când te apropii de cineva pentru că ai ceva de câștigat sau ai o nevoie, la Domnul nu se vine din interes. Singurul interes permis înaintea lui Dumnezeu este acesta al mântuirii. Când omul vine prins de dorul Domnului Isus, de dragostea Domnului Isus, că ați auzit ce spunea fratele treia mai devreme, cum poate, cum poate, să se manifeste dragostea față de Dumnezeu și totuși una singură este adevărată, sinceră și curată, a omului care îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu, cu toată ființa, cum spune cea din tip oruncă din lege, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu toată puterea ta, cu toată virtutea ta, să iubești pe Domnul. Căci dacă spune că dragostea este legătura de zice în Colosen, nu? Adică atunci când omul are o dragoste neprefăcută, el se poate apropia de Dumnezeu. Dar când dragostea lui este una fățarnică, el vine acolo omul de multe ori pentru că are o problemă, are o boală, are o suferință și vine că îl caută pe Dumnezeu să rezolve problema aceea. El nu îl caută pe Dumnezeu, caută de fapt rezolvarea problemei care îl chinuie pe el. Are omul necaz de rezolvat are o problemă în casa lui sau în viața lui și omul se apropie de Dumnezeu cumva să-și rezolve problema aceea, dar nu-l vede pe Dumnezeu. De ce? Păi între tine și Dumnezeu este problema ta. Și tu privești la problema ta, te chinuie problema ta, necazul tău, boala ta, dorința ta, cererea ta și nu-l poți vedea pe Dumnezeu. De aceea zice să dăm la o parte orice piedică ne vrei și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu străluință, spune cuvântul. Adică să dăm la o parte tot ceea ce este fire ca să-L putem vedea pe Domnul. Vă spun despre un mare sfânt din Apus, Sfântul Francis din Asizi, care atât de mult l-a iubit pe Domnul Isus. Noi încă n-am ajuns la măsura aceea care a avut-o Sfinții, a dragostei de Dumnezeu, că spune, nu este dragoste mai mare decât să iubească cineva, să-și pună viața cineva pentru prietenul său. Și omul acesta care s-a întors la Dumnezeu dintr-un om extraordinar de bogat, majoritatea de aceia a citit viața Sfântului Francisc. Este scrisă de un grec, o carte foarte frumoasă și care pe mine m-a fascinat, Sărăcuțul lui Dumnezeu. Și omul acesta care era foarte bogat din zona de nord a Italiei, fiul, singurul fiu al unei familii înstărite din nordul Italiei, la un moment dat în viața lui Dumnezeu a lucrat așa de puternic și mergând la biserică, și ascultând cuvântul Domnului și privind la viața care era în jurul lui el, și-a dat seama că el nu l-are pe Domnul în viața lui. Și a venit un moment când a lăsat totul pentru Domn, absolut totul. Pentru că numai așa putem să-L urmăm pe Domnul cu adevărat. Noi îl urmăm pe Domnul, dar urmăm decât secvențial. Pe bucățele l urmăm pe Domnul, că avem fie copii, fie familie, fie probleme, fie servicii și astea de multe ori ne desparte Dumnezeu. Dar trebuie să ne ducem viața. Dar urmarea lui Hristos cu adevărat este aceea când omul le lasă pe toate urmă și pleacă după el. Și la un moment dat din acel om bogat care era el, singurul moștenitor al averii părintelui său și în zona aceea de nord era printre cei mai bogați oameni din vremea aceea, pe la anii 1000, după Domnul Isus Hristos, a început să umble cu săracii, a început să omle să facă milostenii cu averea tatălui său și la un moment dat descrie în viața lui că tatăl său atât de enervat era și atât de, de supărat era, zice, ăsta întoarcă toată averea. Eu toată viața am muncit să strâng avere și amărâtul ăsta, zânate cu ăsta, risipește toată averea cu toți amărâții lui, cu toți săracii lui. Pentru că el spunea că toți săracii sunt frații lui. Și așa să se spună că și păsările, și animalele, și toate sunt făpturile lui Dumnezeu și trebuie să ai grijă de ele. Și într-o bună zi, el era în curte cu tatăl său și tatăl său îl mustra. Și trecea pe acolo episcopul cetății, și îl cheamă părinte episcop, vină încoace să faci dreptate între mine și copilul meu, uite ce îmi face amărâtul ăsta. Îmi zădărnicește toată munca mea. Și atunci Sfântul Francisc a spus așa, Tată, tu mi-ai dat viață, ei de la Dumnezeu. Singurul lucru care îl mai de la tine, am haina asta. Și iertați-mă, pe vremea aceea purtau oamenii haine lungi, cum purtăm noi preoții, și haine largi. Că și aici este o taină, vedeți, cu cât a trecut timp, oamenii își pun haine cât mai strâmte pe ei. De ce? Să scoată în evidență trupul, că sunt firești cu cât oamenii sunt mai duhovnicești și își pun haine largi pe ei, nu să scoate în evidență formele trupului, ci să și să-și arate adevărata frumusețe care este cea spirituală. Și atunci Sfântul Francisc este pictat acolo în Asizi, în biserica Sfântului Francisc, și-a luat haina de pe el și-a spus, Tată, îți dau și haina înapoi. Toate ți le dau înapoi. Vreau să rămână lui Hristos pe deplin. Și-a dat și haina de pe el, a dat tatălui său. Și din clipa aceea, Sfântul Francisc a început să truc o viață cum puțin, desculți, nici iarnă, nici vară, umbla cu niște. cu picioare goale și cu niște ajunsese, la un moment dat avea o haină făcută din petecele săracilor. De la toți săracii pe care miluise el, avea cât un petec și își făcuse o haină călugărească cu care umbla. Și ca să vă, mă întorc la dragostea de Dumnezeu. Și atât de mult l-a iubit el pe Domnul. Și a spus, Doamne, Iisuse, eu nu te iubesc cu adevărat pe tine, pentru că n-am simțit ce ai simțit tu pe cruce, Doamne. Tu atât de mult spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că te-a dat pe tine, Doamne Iisuse, pentru noi, singurul tău fiu, ca oricine crede în tine să nu piară ci să aibă viață veșnică. Și a spus așa, Doamne Iisuse, te rog frumos, dă acest dar, să simt și eu ce ai simțit tu pe cruce. Și a plecat într-o munte timp de iarnă, aproape patru luni de zile a stat numai în zăpadă și într-o peșteră și acolo a cerut darul de la Dumnezeu să simtă și el ce a simțit Domnul Iisus cu cuiele, în mâini și în picioare. Și ce a simțit când a fost străpuns în coasta lui? Și după trei luni de chinuri, în care l-a chinuit diavolul acolo, cum nu vă puteți închipui, pentru că oricine se apropie de Dumnezeu să se pregătească de suferință, pentru că drumul pentru Domnul Isus și către Domnul Isus e presărat cu cruce, cu spini și cu dureri. Și acolo, după trei luni de zile, i s-a arătat Mântuitorul din cer. Pe cruce, bătut în cuieșul francisc, de astăzi vei simți și tu ce am simțit și eu. Și din clipa aceea, cum spune Sfântul Pavel, nimeni să nu mai facă supărare că port pe, port pe trupul meu semnele Domnului Isus Hristos. În mâinile lui și picioarele lui până la moarte au fost semnele Domnului Isus. I-au sângerat până la moarte și mâinile și picioarele pentru că a primit semnele suferinței Domnului Isus. Și atunci, în inima lui, a simțit și el ce a simțit Domnul Isus. Ce a simțit Domnul Isus când a stat pe cruce Câtă iubire a avut Domnul Iisus atunci pentru fiecare dintre noi ca să ne poată mântui. De aceea vedeți că atunci când vorbim despre dragostea de Dumnezeu este cel mai înalt punct la care numai Sfinții au ajuns acolo. Noi fiecare dintre noi avem datoria aceasta să înțelegem ce înseamnă dragostea de Dumnezeu. Sfântul Ioan ne îndeamnă și spune în epistola sa fraților să nu iubim cu vorba, cu predica, cu îndemnul, ci cu fapta și cu adevărul. Adică Domnul spune bine, cum zice Sfântul Iacob, credința fără fapte este moartă, că și dracii cred, spune, se tremură. dar atâta, cred, dar nu fac nimic ca să iasă din starea de draci, cum sunt ei, de îndrăciți, de demoni, de locuitori ai iadului, nu vor să iasă de acolo. Vedeți, omul dacă spune că îl iubește pe Dumnezeu și crede în Dumnezeu, el trebuie, trebuie să se vadă în viața noastră, prin comportamentul și ceea ce suntem noi. Aceea înseamnă dragoste de Dumnezeu, cu fapta și cu adevărul, să trăim în adevăr, să nu trăim în minciună, să nu ne mințim pe noi înșine, dar sunt credincios, mă duc la biserică, mă duc la adunare, am legământ. E, și ce dacă ai legământ? Ce crezi că dacă ai făcut un legământ cu Dumnezeu, gata, fuge iadul de tine? Nu, ea, trebuie să-l facem. Legământul e de neapărată necesitate pentru fiecare credincios, să avem un legământ cu Dumnezeu. Că nu e cinstit să umbli pe calea Lui Dumnezeu fără legământ. Dar, dar dacă legământul acesta, noi nu îl ținem cu sfințenie și nu ne ținem legați de crucea Mântuitorului Iisus Hristos și de urmele pașilor săi însângerați, toate acestea devin pentru noi zadarnice. Ba din potrivă, gândiți-vă la un lucru și uh, închei și intrăm puțin în Evanghelie. Uh, ce s-a întâmplat cu unul dintre ucenicii Domnului? Că însuși Mântuitorul a spus că nu este chinuit de un demon. El însuși este un drac, așa a spus Domnul. Devenise el însuși Iuda un duh necurat. În momentul în care Mântuitorul îl știa cine este, știa de când l-a ales și este în el și a nădăjduit Domnul că umblarea cu Domnul Isus, văzând dragostea Domnului Isus, și el se va schimba. Dar uite că nu s-a întâmplat așa. În seara cinei cele de taină, în foișorul unde Mântuitorul a făcut cina, sfântă, Sfânta Liturghie de mai târziu, care avea să se desfrângă în întreaga biserică, spune că Mântuitorul i-a împărtășit pe ucenici. Și fiecare i-a dat bucățica de Sfântă Împărtășanie. Dar zice, când a luat Iuda bucățica, zice, diavolul a intrat în el, în inima lui. Păi nu era Sfânta Împărtășanie acolo? Cum adică a luat bucățica și a intrat altcineva? Frații mei, dacă noi nu avem o inimă de care am vorbit mai devreme, noi putem să facem multe lucruri pe din afară. Pe Dumnezeu nu-L mințim. Dumnezeu nu este om. Dumnezeu nu este un om după stradă să-L mințim. Noi, Doamne, nu Dumnezeu ne cunoaște. El care, cum spune în Psalmul 139, nu scot cuvântul pe buze și Tu știi ce voi rosti. Zice încheia acolo Psalmul, cercetează-mă Dumnezeule și vezi dacă sunt pe cale rea și du unde? Pe calea veșniciei. Nu mă lăsa acolo pe calea mea rea strântă și ticăroasă. De aceea, să fim atenți la inimile noastre, fraților. Cuvântul de astăzi, de azi de dimineață de la Sfânta Liturghie, care se tot mărturisește în bisericile noastre, vorbește despre această minune a umblării pe mare Marea Domnului Isus. Și spune aici de la versetul 22, îndată după aceea Domnul Isus a silit pe ucenicii săi. De ce i-a silit, fraților? Vedeți cât de îndărădni suntem noi? E nevoie mereu de cineva să ne silească. Hai la adunare, hai la biserică, hai la rugăciune, hai la post. Cineva mereu, mereu trebuie să ne îndemne. Parcă suntem niște oameni care cineva trebuie să ne mâne de la spate. De aceea avem nevoie de un păstor. Ca să, păstorul cel bun, Domnul Isus, ca el mereu să ne tragă. Haideți, veniți! Noi avem nevoie de multe ori să fim siliți. Firea noastră veche ne tot trage înapoi. Nu ne lasă. Domnul Isus știa unde îi silește pe ucenii. V-am spus de dimineață. Dacă nu îl silea Domnul pe lot, apoi praful s-a legea de el, de toată credința lui. Și atunci Domnul l a silit pe lot și a zis, scapă viața, fugi la munți. Doamne, unde când ajunge nenorocirea? Uite, o cetate mică acolo, țoar se numea. Du-te acolo și scapă viața. Că dacă nu îl silea Domnul prin îngerii săi să iasă din cetate, ce se întâmpla cu lot? Cu toate că era nepotul lui Avram, tatăl credincioșilor și al credinței, totuși el pierea acolo. De multe ori Dumnezeu ne silește, nu că înseamnă că ne obligă, ne mână de la spate, ieșiți mai repede de acolo, ieși din cetatea blestemată. I-a silit pe ucenici să intre în corabie. Vedeți, Domnul Iisus întotdeauna, când are un plan cu un om, nu-l lasă, fraților. Te duce Domnul, încerci tu să te duci, gândiți-vă ce a făcut Iona, în stânga, în dreapta, nu, nu, tot acolo unde a ajuns funderea planului Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are în vedere cu noi să ne mântuiască. Dumnezeu nu și-a propus să ne piardă, fraților. Dumnezeu zice Sfântul Pavel lui Timotei, Dumnezeu vrea ca toți oamenii ce să facă? Să se mântuiască, să fie mântuiți, fraților. Dumnezeu nu a creat iadul, Dumnezeu nu a creat chinurile, alea sunt creația noastră și a diavolului. Și omul merge în iad, nu că îl trimite Dumnezeu acolo, să duce el după faptele lui. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad, țineți minte, niciodată și pe nimeni. Spune, duceți-vă de la mine, Duceți-vă unde v-ați ales voi, dar nu că Dumnezeu te trimite acolo. Faptele noastre ne trimite acolo. de ce, de ce duce? Că am fost bolnav și n-ați venit pe la mine, am fost în temni să nu m-ați vizitat, am fost lămând și nu mi a dat să mănânc, am fost însetat. Deci faptele noastre ne trimit acolo. De aceea vedeți că e nevoie ca Dumnezeu să ne țilească. Doamne, împinge-ne cu vântul cel ceresc, vântul cel ceresc care nu este nimeni altul decât Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, care El trebuie să sufle în viața noastră spune părintele Iosif Trifa, părintele nostru duhovnicesc care ne-a născut prin Evanghelie, când are o carte despre trei cărți despre Duhul Sfânt și spune așa, noi suntem ca o corabie pe mare, viața noastră e ca o corabie și zice, ați văzut corabile cum erau înainte cu pânze, cei care conduceau corabile pe mare erau marinarii scusiți, ei știau când să întindă pânzele, velierele, când să le lase în caz de furtună și spune, dragul meu, Duhul Sfânt e vântul cel ceresc. El suflă în corabia vieții noastre. Dar dacă corabia noastră e legată la țărm, oricât ar sufla vântul, e acolo rămâne, nu? Și atunci ce trebuie să facem? Depărtează de țărm. Mântuitorul Asilit, intrați în corabie și treceți vincul. Vântul suflă. Dar dacă, spune, tu nu ai lăsat pânzele în jos, unde să sufle vântul cel ceresc? Adică viața noastră. Și încă un în lucru spune, dacă pânzele vieții tale sunt ciuruite, ați văzut că dacă e ciuruită pânza, trece vântul prin ea și nu te ajută la mare lucru. Dacă viața noastră e plină de patim și de păcate, oricât ar sufla Duhul Sfânt să ne silească să ieșim în larg, tot la țăr rămâi sau mergi în deriv, așa, sau naufragiezi la un moment dat. De aceea e nevoie ca noi să lăsăm pe Domnul Duhul Sfânt să ne conducă pe marea vieții ca să ajungem la țărmul fericit în împărăția lui Dumnezeu. Ia a silit și a dat drumul noroadelor. Și au citit frații, după ce a dat drumul noroadelor, Domnul Iisus a suit să se roage singur la o parte. Oare de ce a plecat Domnul la rugăciune? Gândiți-vă la Moise. Poporul lui Dumnezeu iese din Egipt. După 430 de ani de robie, noi nu ne imaginăm ce a însemnat 430 de ani de robie. Pot să numere așa aproape 5 generații de oameni au trecut acolo dacă nu merg câte 70 de ani, ca așa spune, anii omului sunt 70, cei mai în putere 80 și cei mai mult decât atât, o steneală, chin și durere. Ei, după 430 de ani, iesei ei de acolo din robia egiptenilor, unde fosese ei în ascultare de faraon și făceau cărămizile lui faraon și acolo în pustie au crezut, gata, am ieșit de acolo, trai pe noi, dar de unde? Că în pustie așteptat altceva. În pustie erau șerpi veninoși, în pustire, au cele șapte popoare păgâne care au venit împotriva lor și au găsit acolo popoare care a stat împotriva, amaleciții, hetiții și celelalte popoare. Și la un moment dat a trebuit poporul să se lupte cu amaleciții. Și Moise spune așa, voi băteți, duceți-vă la luptă, da? Eu zice, uite, îl iau pe Hur și pe Aron cu mine și mă sui pe munte să mă rog. Și a început Moise să se roage. Ce rugăciune avea omului Dumnezeu Moise. Cu ce putere se ruga el, că spune că când ridica mâinile către cer, poporul lui Dumnezeu biruia puterea rugăciunii lui. Dar la un moment dat, spune, lupta a ținut mai mult și mâinile lui Moise au început să obosească. Și atunci zice Hur și Aron, unul i-a luat o mână, celălalt o mână și au ținut mâinile ridicate până către seară, până când poporul lui Dumnezeu Israel a biruit. Și așa a biruit poporul lui Dumnezeu. S-a rugat Moise pe munte, ei în vale. Domnul Isus a dus să se roage pentru ei. Mântuitorul întotdeauna vede să întâlnește cu Sfântul Petru și spune așa, Petre, satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru ce? Pentru credința ta, ca apoi să te întorci să întărești pe frații tăi. Vedeți, dacă nu se roagă Domnul Isus pentru noi, putem să avem noi credință cât muntele Himalaya. Dacă nu mijlocește Domnul Isus la Tatăl, pentru noi suntem pierduți. Dacă nu l-avem pe Domnul Isus Hristos, mijlocitor și mântuitor, apoi câtă credință mai avea noi este zadarnică. De aceea, credința noastră este în cineva. Noi nu credem în ceva, într-un set de valori. Foarte bine. Trebuie să credem. Credem în medici că sunt buni, credem în justiție că trebuie să ți facă dreptate, e un set de valori, da? Credem în profesori că ne pot educa copiii și pe noi, dar în Dumnezeu e altceva. Credem în cineva. Credem în el cu toată ființa și ne încredem în El. Și zice așa Mântuitorul, eu m-am rugat pentru credința ta. Domnul se roagă pentru noi, mijlocește pentru noi. Tu stai acolo în valuri. Doamne, dar n-ai putea să oprești valurile astea? N-ai putea să oprești furtuna? Ce am cântat noi? Nu vrem să oprești furtuna care s-a pornit, dar rămâi în luntrea noastră până la sfârșit, Doamne Iisuse. Dacă ești tu cu mine de nimic, nu mă tem, Doamne. Chiar în necar și în boală, zice un cuvânt, sper să-l găsesc pe la prorocul Isaia, era în capitolul 43, zice așa, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău cu trei, Sfântul Israel, Mântuitorul tău, eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. Și în versetul 2, 1, nu te teme de nimic, eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Ce făgăduință! Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. N-a trecut poporul lui Dumnezeu prin apă? Când a dat Moise cu semnul cu toiagul în semnul Sfintei Cruci, s-a despărțit Marea Roșie în două și poporul a trecut pe acolo cu picioarele neudate. Când s-a -a dus Domnul Isus pe ape, ucenicii odată au zis, cine e omul acesta? De data aceasta au spus, acesta nu este om, este Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne trece prin ape. Și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Este un cuvânt frumos, e un adevăr, fraților. Citiți cartea prorocului Daniel, să vedeți pe cei trei tineri aruncați de împăratul Nabucat Nețar în cuptorul cel în 57 ori. Și acolo, în cuptorul acela, care și cei care au aruncat acolo au fost mistuiți de flăcările acelui cuptor, au murit, cei trei tineri spune că erau acolo în mijlocul văpăii, și când cântau și slăveau pe Dumnezeu și când s-a uitat în abuca nețar la gura cuptorului, zice, cum se face? N-am aruncat noi trei și acolo văd patru și chipul celui de-al patrulea este ca și chipul fiului lui Dumnezeu. Cine era cu ei acolo în foc? Însuși Mântuitorul. Când ajungem în focul necazurilor, al bolilor, al încercărilor, să fim încredințați că Domnul Isus este cu noi, suferă Iov. 38 de capitole, Iov strigă la Dumnezeu. Aproape că îi spune Doamne, nu e scuzabil 38 de capitole să-L chinui pe omul ăsta, să nu-i răspunzi nimic la tot chinul lui și întrebarea unde era Domnul Isus când era Iov pe grămada de mizerie și își freca rănile și striga la Dumnezeu. Era chiar acolo lângă Iov, suferea cu Iov. Cum a spus mai devreme, că nu va ajunge nici o încercare pe care să nu puteți să o duceți. Că odată cu încercarea, Dumnezeu vă trimite și mijlocul ca să ieșiți din încercarea aceea. De aceea vedeți că întotdeauna Domnul este cu noi, rămâne cu noi, ucenicii în furtună, Domnul Iisus la rugăciune. Și în toate acestea se vede puterea lui Dumnezeu. Și acum mergem un pic mai jos. În timpul acesta spune, corabia era învăluită în valuri. Spune într-o traducere mai exactă a cuvântului din limba aramaică, pentru că Evanghelia Sfântului Matei a fost scrisă în limba în care vorbea Domnul Iisus. Este cea din tâi Evanghelie și este scrisă în limba aramaică, adică limba aramaică pe vremea aceea era un fel de limbă engleză în ziua de azi, cu care se înțelegeau toți. În Orient, dacă vrei să te înțelegi cu oamenii, vorbeai în limba asta, limba aramaică, așa se numea. Ei, și spune cuvântul acolo, zice, când corabia era dușmănită de valuri, bătută de valuri, izbită de valuri, vă dați seama cum erau ucenicii de fricoși? Dintr-o dată, să se stă. Nu era prea mare. Cine a fost în Țara Sfântă, eu n-am ajuns acolo, îmi spuneau frații care au fost Marea Galilei. Genizaretul este un lac așa mai mare, mai, ceva mai mare decât Snagovul și totuși s-a stănit o furtună acolo. Ucenicii nu erau orice oameni, erau pescari de meserie, se pricepeau, știau cum să procedeze, cum să gestioneze situația și totuși furtuna asta se pare că era una deosebită. Uitați, în viața noastră sunt diferite furtuni. Trimite Dumnezeu furtuni ca să ne corecteze drumul. Uneori noi o luăm rasnă, o luăm aiurea, o luăm parătură, cum spunem noi. Trimite Dumnezeu furtuna. Ce bine e că trimite Dumnezeu furtuna peste noi. Vă spuneam de Iona. Iona, da, Doamne, du-te la Ninive să le spui la aia de acolo din Asiria să pocăiască. Unde? În Ninive? Păi nu știu eu pe aia din Ninive, aia niște ticăloși. Aia dacă deschid gura și le spun de Dumnezeu, mă omoară pe loc. Cum să mă duc eu acolo între tâlhare, între hoții, între păgânie? Nu mă duc acolo. Dar nu-i spune lui Dumnezeu. Gândea el în inima lui, gândind că Dumnezeu nu știe ce gândește omul. Și la știu ce fac, mă duc să mă îmbarc, dar o iau în direcția opusă. Și în loc să meargă la Ninive, el o ia în direcția cealaltă. Credeți că îl lasă Dumnezeu? Pe când era el, zice, pe fundul corabiei și dormea liniștit, lasă că am rezolvat treaba, l-am păcălit pe Dumnezeu, s-a iscat o mare furtună pe mare, corăbierii, marinarii, care mai decare să încerce, aruncau probabil din balastul care era acolo, că așa erau înainte corăbile ca să păstreze un echilibru, aveau un fel de balas și de nisip care păstra greutatea ca să nu fie răsturnați. Și zice, mă, dar tu dormi aici pe fundul bărcii, a corabiei, murim, ce s-a întâmplat? Eu este o mare furtună afară, s-ar putea să pierim cu toții. Ce? Opriți-vă, Să liniștiți, niciunul nu o să muriți. De ce? Eu sunt cauza. Ei, cum așa? Aruncați-mă pe mine, mare. Și omule, dar nu vrem să ne pătăm, zice, mâinile cu sângele tău, cum să te omorâm? Aruncați-mă în mare că eu sunt pricina, știu, și-a dat seama atunci. Deci a trimis Dumnezeu furtuna. Și prin furtuna aceea veni a venit binecuvântare. L-a aruncat în mare, Dumnezeu a trimis un chit, așa spune Sfânta Scriptură, și mulți spun, nu se poate, domne, așa ceva. Cum să trăiești fără oxigen? Trei zile și trei nopți care închipuia șederea Domnului Isus în mormânt. Că îl amintește Mântuitorul Nou Testament despre semnul lui Iona, și așa cum a stat Iona trei zile și trei nopți în pântecele chitului. Abia după ani de zile citeam într-o carte pe domeniul național geografic, au descoperit acest soi de cașalot, probabil, un pește mare, unde se poate trăi exact trei zile și trei nopți. Știința ce face? Zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu creează, da? Spune Eclesiastul, ceea ce zici tu că ai descoperit era de mult la Dumnezeu. Omul decât descoperă ce a creat Dumnezeu, Dumnezeu este creatorul și oamenii au descoperit, descoperă treptat, treptat, treptat și au descoperit această soi de pește. Trei zile și trei nopți a stat acolo, după care unde credeți că îl aruncă fraților? Exact unde îl trimisese Dumnezeu, pe malul cetății Ninive. Și acum Iona începe să-și facă lucrarea, își dă seama, deci furtuna aceea de ce o trimise Dumnezeu în viața lui, o luase pe alt drum. E bine să vină furtuna în viața noastră? Noi nu prea ne dorim furtuna. Doamne, dacă s-ar putea să oprești furtuna. Da, dar până nu-ți îndrepți drumul, Dumnezeu nu oprește furtuna. Că furtuna aceea de multe ori vine în viața noastră ca să ne îndrepte. Sunt furtuni care vin ca să ne instruiască. Sunt furtuni care le trimite Dumnezeu ca să ne încerce credința, și să ne desăvârșească. Ucenicii nu erau în situația asta. Ei trebuiau să li se încerce credința. Și să a văzut cum era credința. Puțin credinciosul. O credință mică. Nu s-au încrezut de plin în Domnul Isus Hristos. Și atunci Mântuitorul a trimis furtuna peste ei. Și unde era Domnul? Se ruga pentru ei. Noi suntem în furtună, aici în valul lumii acesteia, dar sus, lângă Tatăl, avem un scum și dulce Mântuitor pe Domnul Isus, care neîncetat ține mâinile zdrobite către Tatăl. Spunea un frate, Dumnezeu să-L odihnească de aici, din adunare, o an de zile în urmă, spune Domnul Isus, neîncetat are mâinile zdrobite de cuie acolo înaintea Tatălui. Și a spus cineva, vă, da, acum, Dar Domnul Iisus s-a înălțat la ceruri. Dar s-a înălțat cu trupul lumenesc luat din Sfânta Fecioară Maria. Noi ne împărtășim cu trupul și sângele Lui. Știți de unde vine trupul și sângele Lui? Din rănile Lui, că așa spune Isaia 53. Prin rănile Lui, noi toți am fost tămăduiți. Nu s-au închis rănile Domnului. Încă mai curge pe Sfânta Masă, în Sfântul Potir, și de acolo ne hrănește pe noi cu pâinea vieții și cu sângele iertării păcatelor noastre. Și Domnul Iisus, de câte ori Tatăl vrea să aducă mânia, că așa spune Roman, în capitolul 2, mânia lui Dumnezeu se arată împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, a oamenilor care nădușă adevărul minciuna lor. Și atunci ce face Domnul Iisus? Ridică mâna, Tată, privește pe aici. Și atunci Tatăl spune, se uită la noi, dar nu ne vede cu ochii aceia de Tată, de Dumnezeu, ci ne vede prin rănile Domnului Isus. Și acolo, văzând rănile Domnului Isus, și aduce aminte ce a plătit Domnul Isus pentru noi și spune, mai iartă-l, Tată, și de data asta. Mai lasă-l și astăzi, mai lasă și anul acesta. Îndură-te de el, Doamne. Cu eu am plătit pentru el cu sânge, Doamne. Așa mijlocește Domnul pentru noi în furtuna lumii. Și dintr-o dată, precând ucenicii erau învăluiți, cum spune Corab, erau învăluit, vă dați seama, de multe ori, vedeți, când ajungi în necazuri, nu știu dacă ați trecut prin experiențe astea furtunoase, dar fiecare are viața lui și are momentele lui când poate să povestească furtuna vieții fiecăruia dintre noi. Parcă nu mai vezi nimic la orizont, nu-i așa? Parcă atunci când vine necazul, ți se obturează totul, nu? Nu mai vezi nimic, nicio speranță. Fratele Traian spune, zice, credința și nădejdea-s duse, nimic din ele n-a rămas. Iubirea singură însoțească amarul lacrimilor ceas. Atunci când ajungi într-un necaz, iubirea mai pâlpuie decât. Credința se duce, nădejdea parcă e nicăieri, dar iubirea rămâne și pâlpuie. Și atunci, Domnul Iisus, știind ce stare trăiesc cu vine pe mare. Domnul nu are nevoie de marinari, Domnul nu are nevoie de ceasuri, Dumnezeu știe toate, la vremea potrivită, spune cuvântul, te-am ascultat. Și Domnul Iisus vine la ucenici, cum i-a găsit învăluiți în mare. Ce interesant, că spune cuvântul acei, zice, când se îngâna ziua cu noaptea, Domnul Iisus a venit la ei umblând pe mare. Știți ce e îngânare de zi cu noapte? Nici zi, nici noapte, nici cal, nici rece, nici mântuit, nici nemântuit. Așa o stare de melanj, de amestecătură. Vedeți, când omul ajunge să trăiască într-un fel de negură, de ne nu, nu, știe să deosebească bine, cum spune Isaia, cel ce zic bine lui rău și rău lui bine, atunci este o mare amestecătură, și omul începe să confunde. L-au confundat pe Domnul Isus cu ce credeți? Eu zic ce spune. Când l-au văzut, ucenicii umblând pe mare s-au spăimântat și au zis, este o nălucă Și de frică au țipat. Vă dați seama, ucenicii care umblase cu Domnul, mâncase cu Domnul, văzuse 5.000 de bărbați cum mâncase din mâna lor, prin binecuvântarea Domnului Isus, dintr-o dată ucenicii s-au speriat. L-au confundat pe Domnul Iisus cu o fantomă. Știți cum cât de important e noi să-L cunoaștem cu adevărat pe Domnul, să-I cunoaștem glasul Lui inconfundabil, să nu-L confundăm cu nimic din lumea aceasta. Cu absolut nimic. Nici un Hristos sectar, nici un Hristos formalist, nici un Hristos lumesc, ci pe Hristosul cel viu care mântuiește. Pe Hristosul cel adevărat, care poate să dea pace și bucurie sufletelor noastre. Acela e Hristosul cel adevărat. Hristosul cum spune Sfântul Pavel, dacă am cunoscut pe cineva în felul lumii în a doua corinteni, de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul acesta. Adică, poate de multe ori, poate l-ai cunoscut pe Hristos în felul lumii. Care? Hristosul care te lasă cu băutura, Hristosul care te lasă cu țigara, Hristosul care te lasă cu lumea, cu petrecerile, cu tot ce e în lumea aceasta, cu păcatul. în felul lumii, dar ești ortodox, domnule. La noi, la ortodox, e îngăduit. Ai bine, poți să mai te uși după o femeie, Poți mai înșel și femeia, că ești ortodox, nu ești pocăit tu, domne. Nu Numai a fac așa. E adevărat? Nu e adevărat, frații mei. Ortodoxia nu învață așa ceva. Să nu tăvălim dreapta credință în tot felul de lucruri care o duc oamenii. Adevărata credință este aceea care te ține într-o viață de ascultare de Dumnezeu. Nu biserica ortodoxă te trimite să te îmbeți, să curvești, să fumezi, nici pe departe, nici cel mai ticălos spre nu spune, du-te și te îmbată. Nicăieri și niciodată. Dar noi cu viața noastră ne-am luat așa o dezlegare de unii singuri, văzând, Doamne, că, vezi, Doamne, nu mai să fac așa ceva, noi nu avem voie. Nu e adevărat. E o minciună sfruntată care ne-o pune diavolul. Deci dacă l-am cunoscut așa în felul lumii, o să-l confundăm pe Domnul cu o fantomă. Ai o fantomă, fraților. Și iar dacă vine cineva, un Hristos care nu are mamă, un Hristos care nu are biserică, un Hristos care nu are taine, chiar un Hristos trăim tot o fantomă, tot o nălucă, tot o închipuire. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Domnul Hristos și El viu și adevărat, care a rămas prin Sfintele Scripturi și a străbătut cele două milenii în biserica Lui care a ajuns până la noi. Acela e Hristosul cel adevărat, care te îngenunchează, care îți aduce lacrimi pe obraz, care te face, cum citea fratele de la fratele Traian, să simți iubirea Lui profundă, că străpunge inima, și nu mai poți trăi fără El și fără dragostea Lui. Acela este Hristosul cel viu și adevărat. Fără El nu poate trăi credinciosul adevărat. Și dintr-o dată ucenicii nu numai că l-au confundat, au țipat fraților. Vedeți când țipă omul, când se sperie. Or cuvântul lui Dumnezeu spune că în dragostea desăvârșită nu este frică, zice Sfântul Ioan. În momentul în care omul e cu Dumnezeu lipit, nu se teme, nu te teme, zice Isaia 43, nu te teme de nimic, sunt cu tine, să te scapi. Dacă ne încredem în Domnul, nu trebuie să ne temem. Vedeți, cel mai mare dușman al credinței este frica. De aceea s-a împuținat credința în Sfântul Petru, că l-a cuprins frica. Frica este un fel de... Vedeți, am trecut nenorocirea asta cu COVID-ul. Făcătura asta nenorocită care au adus-o peste lume oamenii fără Dumnezeu și prin care au încercat să ne vadă cam câte parale face. Și nu facem prea multe parale. S-a văzut, am cedat cu toții inclusiv noi, biserica, am închis ușile, care ne-a păcălit. Unul vă spun de aici, de la altar, au reușit să ne păcălească. Nici comuniștii n-au reușit așa ceva. Cât au fost ei de nenorociți, dar biserica n-au închis -o. Ei ăștia au reușit. Și uite, ne-au păcălit. Și Dumnezeu a făcut să ajung în spital câteva zile atunci cu nenorocirea asta și am văzut un lucru. Oamenii, când începeau să pătrundă frica în ei, se întâmpla ceva în organismul lor, nu știu ce, nu sunt medic, nu sunt chimist, ce chimie se produce în organismul uman că din clipa aceea intrau în boală, se duceau în jos, ajungeau la terapie intensivă și de acolo adio, îi băgau ăia în saci de ciolofan. Frica este un paralizant atât de mare cum nu vă puteți închipui. De aceea, una dintre virtuțile creștine se numește curajul creștin. Păi Sfinții Martiri, dacă se temeau ei când vedeau călăul, fratele Traian Dors, care a stat 17 ani în fața călăilor, nu o zi, dacă s-ar fi temut de mult ar fi cedat în fața diavolului, dar curajul acesta, îndrăzneala aceasta sfântă, i-a făcut pe sfinți să n-aibă nicio teamă în fața puterii lui Dumnezeu. Sfinții ucenici au țipat. Și Mântuitorul, vedeți, Petru, Sfântul Petru îi spune, Doamne, Domnul Isus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Eu sunt. Eu sunt Domnul, nu vă temeți, eu sunt. Nu, de ce vă temeți să veniți la mine? Doamne Iisuse, am venit la tine, dar tu cer multe. Tu ești un Dumnezeu gelos? Ca așa s-a definit Dumnezeu, sunt un Dumnezeu gelos? Ce înseamnă gelozie? Nu ce înțelegem noi. Noi când citim Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să o citim după măsura cunoștințelor noastre lumești. Gelozia de care vorbește Dumnezeu este ca gelozia bărbatului pentru femeie sau invers. Este asociată ca să înțelegem noi. Dumnezeu se referă la gelozia lui că El ne iubește pentru El. Că dacă nu ne iubește pentru El, ne ia altcineva care nu ne iubește deloc și știm cine este acela, care ne dă o dragoste prefăcută. Vedeți, vrăjmașul diavol și el vine, ce că te iubește, ți alimentează patimile. Uite, domne, asta e om adevărat. Asta este slujirea adevărată, care îți hrănește, uite, dorințele tale. Iertați-mi digresiunea. Vedeți, diavolul spune, uite, acum îți dau. Dacă vii, acum îți dau. Închină-te mie, a spus Mântuitorului în Matei 4, și toată lumea e la picioarele tale. Domnul Iisus spune, nu, mă duc să vă pregătesc un loc. Când veți ajunge acolo, veți lua cu una, dar până atunci luptați. Și spune Sfântul Petru, totul se... Doamne, dacă ești tu, dacă, dacă ce face? Condiționează. E un condițional, da? Dacă ești tu, dar dacă o fi altul, dacă ești tu, poruncește să vin la tine. vinu i-a zis Domnul Iisus. Și ce a făcut Sfântul Petru? Știți, au spus frații mai devreme cum a procedat și cum... Cu ochii a țintit la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus. Cu ochii țintă la Domnul. Vedeți câtă vreme umblăm cu ochii ațintiți la Domnul Isus, putem să trecem peste valuri. Cum ne-am luat privirea de acolo, gata, începe îndoiala. Și dacă totuși Dumnezeu nu va fi cu mine, dacă în necazul ăsta al meu, la operație la care mă duc Dumnezeu, nu, vă, nu, mă va ocroti, știu eu, dacă la judecata pe care o am, Dumnezeu nu va ajuta, dacă cu problema care o am, Dumnezeu nu va răspunde. Și începem să ne îndoim. Și ce înseamnă asta? Afundare câte puțin, că vedeți, treptat a venit afundarea, până la genunchi, până la glezne, dacă când s-a văzut până la brâu, stai că e groasă treaba, nu mai țin. Doamne, scapă-mă! Și ce răspunde Domnul? Puțin credincios, nu-l face necredincios. Doamne, câte frumusețe în Domnul Isus. Câtă finețe în Domnul Isus. Nu spune ticălosule, șosule, netrebnicule, ci puțin șosule. Cum știe Domnul să mângâie? Cum știe Domnul să aline rănile credinței noastre. Pentru ce te-ai îndoit? Domnul ne întreabă: De ce oare te-ai îndoit de mine? Nu ți-am spus că sunt cu tine. Și de aceea zice: Și după ce au intrat în Corabie, a stat vântul. Și acum ucenicii, uimiți, vă dați seama, până atunci, furtună, valuri, dintr-o dată totul liniște. O liniște, cum e la noi acum, biserică. Și spune cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea Domnului Isus și a zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cu câteva capitole mai încolo mai a fost o furtună, tot așa. Și știți ce au spus atunci? Cine este omul acesta de care ascultă și marea? Au văzut în Domnul Isus doar un om. De data asta ucenicii, de ce au intrat în furtună? Ca să-L cunoască că este Fiul lui Dumnezeu. Să știe cu adevărat că cel pe care îl slujesc ei nu este un om, ce este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Că așa spune ei, cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. Toți au spus-o, ce mărturisire! Unde i-a dus furtuna? La convingerea că Domnul Isus este Dumnezeu. Unde ne dune cazurile? Să-L cunoaștem pe Domnul. Să știți că de cele mai multe ori furtunile ne apropie de Dumnezeu. Necazurile găltuiesc în ființa noastră atât de fin că și cuvântul lui Dumnezeu este ca, o, ca un ciocan, spune Ieremia. Ca un foc care dăltuiește în viața noastră. Trimite Dumnezeu bolile, suferințele. Părintele Iosif Trifa, care a avut atâtea operații în trupul șorul său, spune, zice, boala, zice, a fost câinele cel negru de pază al Domnului care m-a ținut în brațele Domnului. Eu binecuvântez, zice, durerea. Câți dintre noi, zice psalmistul David în psalmul 34, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Pe cum să binecuvântez pe Dumnezeu în boală? Să binecuvântez pe Dumnezeu când ți-a soția, trei copii, când te aruncă în cele mai grele suferințe și totuși oamenii lui Dumnezeu au binecuvântat pe Domnul. Zice dreptul Iov, zice Domnul a, domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat și în toate, zice Iov, nu a păcătuit cu nimic înaintea Domnului. frați și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu că El are pentru noi un plan așa de minunat. Orice încercare va trimite Domnul peste noi. Acum vedeți, din furtună se alege V-am mai spus eu de fratele Arcadie, Dumnezeu să-l odihnească, omului Dumnezeu, e un frate al nostru care nu-l cunoașteți, care a stat cinci ani în pușcările comuniste pentru cuvântul lui Dumnezeu în anii aceia grei, stalinismului, în care oastea Domnului a plătit ce n-a plătit tot poporul român la un loc. An de bătăi, de suferințe, de chinuri, de familii care nu numai ei au suferit, frații noștri, să știți, au suferit familiile copiilor, spuneau copiii fraților, care acum sunt la oameni la 70 de ani, lui n am știut ce înseamnă cuvântul tăticule. Noi ne-am știut ce înseamnă să avem o pereche de încălțăminte, mergeam de sculs, că tata era în pușcărie, trimis, nu că furase ceva, ci pentru Domnul Isus. Și a trebuit să au suferit nu numai ei, ci și copiilor. Și spunea frate Arcadie, în rupo de furtună, dânsul era un om așa cu o, o, atenție distributivă extraordinară. Știa toată Evanghelia pe de fraților. Era Evanghelia fraților și a preoților în pușcării. Când aveau de făcut cum puteau să facă liturgia părinții noștri care au fost și ei pe pușcării pe acolo, că au fost și răstui din credincioși care au plătit cu suferințe grele, nu aveau cu ce face Sfânta Liturghie să se împărtășească. Și atunci ce făceau? Luau un pic de ceai din turtoiul care le da lor ce era acolo, o mămăligă mucegăită sau cum le dădea amărâții și spune frate Arcadie, astăzi ce evanghelia, avem și ce Apostol? Și spune astăzi este Evanghelia cu tare și Apostolul cu tare. Și îl scria, făceau, nu știu, nu-mi nu dau seama bine, am încercat și odată pe o bucățică de geam frecată cu săpun, cu un pic de praf și scria cu un bețișor acolo. Și scria cât de minuscul putea să scrie ca să scrie textul Evangheliei pe care preotul trebuia să-l spună la Sfânta Liturghie de la Evanghelie și de la Apostolul care trebuia citit în ziua aceea. Și pe deasupra știa toată Evanghelia pe de rost. Spune-ne, frate, Evanghelia de la cutare. Și începea fratele și le spunea toată Evanghelia. Și într-o bună zi când i-a dus la Gherla, la, pardon, la Periprava, Uh, undeva aici, v-am mai spus eu, în zona asta de stuf care îi ducea pe frați, îi îmbrăca cu pantaloni scurți și cu haină de doc cu mânecă scurtă în ianuarie. Ce aveau de gând să-i omoare, asta vroiam. Dar Dumnezeu care știe de copii, dacă vei merge în foc, te voi păzi, dacă vei merge în apă, voi fi cu tine, sunt cu tine, nu te teme. Și n-au murit acolo, frați. Au dobândit bol, suferințe, dar n-au murit acolo. Și la un moment dat spune pe toamnă, cum era înainte la noi și noi am apucat, zice o femeie vântura fasole, care sunteți mai în vârstă, știți cum făceam, se bătea cu furca și apoi când bătea vântul te duceai și o vânturai. Și spune, am văzut așa, era fasole, era grâu și ce mai avea acolo de vânturat. Când a început să bată vântul, zice, a început să scuture și vântul bătea. Și vântul a luat prima dată ce? Pleava. A dus-o de nu te mai văzut, departe. După pleavă, zice, lângă pleavă imediat a căzut grâu sec. Se numește Bob și Ștav, care nu are în el nimic. Ați văzut când sunt anumite boabe de grâu, sunt seci. Și alea n-au nicio greutate. Și la mijloc cădea bobul greu. Bobul adevărat, ce face furtuna în viața noastră? Aruncă pleava din noi, duce ceea ce este uscăciune și rămâne ce este bob. Dacă este ceva, dar dacă nu, mă gândesc așa, dacă viața mea vine furtuna și eu n-am nimic, ce să aleagă Domnul? De ce să trimită Domnul furtună? Că n-are de ce. Ce să aleagă din mine? Când nu sunt numai uscătură, numai pleavă, mai bob uscat, de aceea poate nu trimite Domnul peste noi furtuna, că nu are ce să vânture în noi. De aceea vedeți că trebuie să fim uh, încredințați că dacă Dumnezeu va trimite ceva peste noi, înseamnă că are un plan sigur, a găsit Dumnezeu ceva bun în noi. Spune fratele Traian despre olar și despre vas, într-o meditație. Și spune așa, frate, împreună lucrător cu Dumnezeu, dacă lutul din tine e bun de ceva, sigur Dumnezeu te va băga în foc. Am avut și noi în sat, uh, an de zile, nu aici, la Gruiu, niște vecini ai bunicului meu care făceau oale, străchini și totdeauna noi cumpăram la sărbătorile, știți, de moși, așa se împărțea, oale, străchini de pământ. Așa era obiceiul la noi la țară înainte. Și mă uitam cum făceau oalele. Frământa pământul, câte o săptămână îl frământa. Foarte greu, înainte nu erau mașinării cu mâna. Aveau niște mâini săraci ca niște lopeți. După ce frământau lutul, îi dădeau formă pe o roată, da? Nu e să opreau aici. După ce îi dădea forma, îl usca. Îl punea la soare, aveau niște blânde de lemn, așa, niște scânduri lungi și acolo uscau străchinile, ulcioarele, diferite vase pe care le făceau. Și apoi pregătea, avea un, un cuptor mare rotund, îl ardea câte o săptămână, fraților. erau lemne puse acolo și începea să pună vasele, câte unul, câte unul, o săptămână ardea acolo cuptorul acela. După ce se termina arsul cuptorului, începea olarul să scoată de acolo fiecare vas îl bătea. Ăsta e bun, ăsta nu e bun. Dacă nu era bun și era crăpat, nici nu îl băga în foc. Vedeți, Dumnezeu așa face cu noi. Dacă vrem să fim vase pentru lucrarea lui Dumnezeu, sigur ne bagă în furtună și în foc. De ce? Ca să ne facă vase de trebuință. Un vas care nu intră în foc, noi ce face cu el? Un vas care nu este ars, nu este bun pentru nimic. Nu are ce să caute pe masa omului sau, știu, în bucătăria femeii care să lucreze cu el. De aceea, noi dacă vrem să fim vase ale Lui Dumnezeu, să lăsăm furtuna, să lăsăm focul, că Dumnezeu va alege din nou și ce este de valoare, aceea rămâne. Ce este pleavă, se duce. Ceea ce este uscăciune, se duce. Să lăsăm pe Domnul. Să nu rugăm pe Domnul, Doamne, ia de la mine furtuna, ia de la mine încercarea. Mai bine să spunem așa, Doamne, rămâi cu mine. Stai cu mine, Doamne Iisus, aici, ca să pot să duc toate cele. Mă iertați că am fost prea lung, mă iertați dacă numai cine nu vorbește, nu greșește, spune un cuvânt, și cine nu, vor, nu greșește în vorbire este un om de săvârșit, zice Sfântul Iacob, și să primim cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, semănat și stropit cu lacrimile credinței noastre în ființa noastră păcătoasă. Mulțumim Domnului și pentru ziua de astăzi și pentru fiecare zi și rugăm pe El ca potrivit cu chemarea care ne-a făcut-o fiecare dintre noi, cum zice Sfântul Pavel, cu atât în Sfântul Petru, în, a doua sa epistolă, să întărim chemarea și alegerea pe care el ne-a făcut-o fiecare dintre noi, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Slăvit să fie Domnul Isus.